Vă mulțumesc. Ce țin de acuzațiile adusului tot clientului dumneavoastră, ce puteți spune? În calitate de apărător considerăm că acele acuzații sunt nemotivate, nefondate și ilegale. Este o compilație de informații care se regăsesc în spațiu public și nu este vorba de careva fapte probate în sensul public de procedură penală. Sunt mai multe emoții. Considerăm că sunt decizii influențate politic. Asta reiese inclusiv din postările doamnei președinte, din postările ministrului justiției și altor politicieni care ferm au declarat că asta au fost promisiunile lor electorale și ei vor merge înainte. De aceea și am solicitat respingerea demersului procurorului cu eliberarea. Câte capete de acuzare îi se aduc? La ziua de astăzi se înaintează 4 capete de acuzare, așa cum a fost și la faza de vânzare. Puteți să le enumărați? Este vorba de îmbogățire ilicită, corupere pasivă, tentativ sau în viziunea lor trădare de patrie și aceste patru. De ce se întâmplă anume acum? La moment se așteaptă deliberarea ca să se pronunțe instanța. În sens, de ce acum a fost arestat în momentul ăsta și numai înainte? Păi asta este întrebare față de procuror. Care este necesitatea arestării unei persoane în care, sau la baza solicitării dumnealui, fiind informația care sunt de 3 ani în mass media? Cum care este logica? Care este pericolul social? Ca apărător, ce șansă vedeți ca Igor Dodon să câștige? Din punct de vedere legal și procedural, instanța nu are temei de a-i aplica măsura de arest. Cel puțin asta reiese atât din prevederile codului procedură penală, precum și din hotărârea explicativă a plenului numărul 1 cu privire la aplicarea arestului. Noi mai vorbim de cazurile CEDO, care nu doar o singur cetățean în Republica Moldova a demonstrat că asta este o practică vicioasă a procurorilor din Republica Moldova.